Deci, Conul, scrieți definiție. Conul este corpul obținut prin rotația completă a unui triunghi dreptunghic în jurul unei catete. Deci conul la bază are un cerc. Și ni s-a oprit aplicația. Deci puteți să desenați în cadrul. Nu? Vedeți ecranul, nu? Da. Deci aceasta aici este raza la bază, R. Aici avem înălțimea conului și aici avem generatoarea conului. Deci scrieți așa elementele conului. S
sunt baza onului. Este cercul acesta care este la bază. Înălțimea. Deci avem înălțimea conului și generatoarea. Generatoarea conului. Deci dacă stăm și ne uităm aici, cum am zis în definiție, vedeți aici că am un dreptunghic și, de exemplu, dacă mă rotesc asupra, în jurul acestei catete, care este totodată și axa conului, vedeți cum mișc mouse-ul sau nu? De ce? Da sau nu? Da. Deci înseamnă, dacă triunghiul dreptunghic acesta mi se rotește, obțin con. Înțelegeți? Da. Da. Bun. Haideți acum să vedem, să zicem, dacă notez... Haideți să notez și... Aici. Și punem asta să-mi fie punctul A, punctul B și V de la vârf, deoarece acesta este vârful conului. Deci, haideți să luăm triunghiul acesta dreptunghic, separat. Deci asta mi este înălțimea. Aceasta mi este raza. Și aceasta mi este generatoare. Deci aceasta mi este înălțimea. Aceasta mi este raza. Și aceasta aici mi este generatoarea. Din triunghiul dreptunghic, poate să-mi spună cineva cât este generatoarea? H-ul R. Cum? H la pătrat plus R la pătrat. Bun. Dar înseamnă că generatoarea la pătrat îmi este egal cu H la pătrat plus R la pătrat, nu? Da. Cât este R la pătrat? G la pătrat minus H la pătrat. G la pătrat minus înălțimea. Și cât este înălțimea la pătrat? R la pătrat minus G la pătrat. Cât? R la pătrat minus G la pătrat. Pe cum poți din catetă să scazi ipotenuza când ipotenuza e cea mai lungă? Atunci întâi vine G și după aia R. Deci generatoarea minus raza. Deci la un triunghi dreptunghic, ipotenuza tot timpul este latura mai lungă și nu poți să cadă din ceva mai scurt, ceva mai lung. În geometrie nu putem merge în lume, nu? Trebuie să aibă o mărime oarecare. Bun. Aici, după cum vedeți, triunghiul isoscel VAB, de ce este isoscel? De aceea, fiindcă tot timpul laturile astea o să fie egale. Înțelegeți? Deci latura VA și VB va fi egală, că și aici, de partea aceasta, la altă, tot am o generatoare. Ați înțeles?
Da. 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 Deci poate să fie sau isoscel, sau poate fi echilateral. Alt tip de triunghi nu poate la forma dreaptă a conului. Deci, puteți nota triunghiul VAB este de fapt secțiunea axială a conului. Ce înseamnă secțiunea axială? Cum ați avut și la prismă secțiunea axială? Cum ați avut și la cilindru care trece prin axă? Înțelegeți? E la con, secțiunea axială este un triunghi. Ce a fost la cilindru? A fost un dreptunghi, fiindcă și sus avem bază rotundă, nu? Da. La con, diferența dintre con și cilindru. Cilindru are două baze, iar conul are o bază și un vârf. V-ați notat? Da. Da. Haideți să încercăm să rezolvăm primul exercițiu. Notați-vă. Calculează raza la bază și generatoarea conului dacă înălțimea este 2 cm iar secțiunea axială un triunghi echilateral. V-ați notat? Da. 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 Am că înălțimea îmi este 2 cm și mi se cere raza și generatoarea. Desenați un con. Eu o să-l copiez pe acesta. Ați desenat? Da. Da. Bun. Ce spune? Spune că secțiunea axială a mea este un triunghi echilateral. Ce înseamnă un triunghi echilateral? Înseamnă are toate laturile egale, nu? Cât este diametru? Este 2R, nu? Da. Înseamnă că și generatoarele îmi vor fi 2R. Aici am un unghi. Nu? Da. Bun. Deci în cazul meu, hai să iau, aceasta este înălțimea. Aici. Deci înseamnă latura aceasta, 2R, totul la pătrat, este egală cu cât? H la pătrat?
plus r la pătrat, nu? Da. Cât este 2r totul la pătrat? 4. 4R la pătrat. 4R la pătrat este egal cu H la pătrat plus R la pătrat. R-ul acesta îl duc din coace, o să fie 4R la pătrat minus R la pătrat. Cât este? Nimic. R la pătrat minus R la pătrat este egal cu 2 la pătrat. Cât este 4R la pătrat minus R la pătrat? Cât este 4R la pătrat minus R la pătrat? 4. 4. Deci 4 mere minus un măr. Câte mere sunt? 3. 3R la pătrat. Și 4R la pătrat minus R la pătrat cât este? 3R la pătrat. 3R la pătrat este egal cu 4. Înseamnă că R la pătrat este egal cu 4 pe 3. Cât este R-ul? 4/3. Radical din 4 pe 3 este egal cu radical din 4 pe radical din 3 este egal cu 2 pe radical din 3. Lăsăm vreodată un număr irațional să fie dedesubtul fracției? Nu. O să înmulțim cu 1. Cu radical pe 3 pe radical pe 3. Este egal cu 2 radical pe 3 și cât este radical pe 3 ori radical pe 3? Radical de 9. Cu bine, pot și așa. Radical din 9 și cât este radical din 9? 3. Radical din 3. Este 3. Înseamnă radical din 3 ori radical din 3 este 3, de fapt, nu mai radical din 9. Da. Pe 3. Înseamnă aceasta mi este raza. Raza mi este 2 radical din 3 pe 3. Și ce mi se mai cere? Generatoarea. Asta e generatoarea, nu? Cât este generatoarea? 2R este egal cu 2 ori 2 radical din 3 pe 3 este egal cu cât? 4 radical din 3 pe 3. 4 radical din 3 pe 3. Și cu aceasta am încheiat exercițiul. Alt exercițiu. Calculează înălțimea conului care are generatoarea de 12 centimetri formând un unghi de 30 de grade cu
baza. Deci desenați conul. Ce avem în cazul nostru? Deci avem generatoarea este 12 centimetri și nu știm cât este înălțimea. Deci înălțimea ni se cere. Bine, ce știm? Știm că înseamnă generatoarea cu baza formează un unghi de 30 de grade. Deci aici am 12 centimetri, aici am 30 de grade, cât am aici? 90. 90 de grade. Dacă aici am 90 de grade, aici 30 de grade, 20 de grade, cât voi avea aici? 60 de grade. Ceea ce nu știu, îmi trebuie înălțimea. Cât este înălțimea? 1/2 din ipotenuză, nu? 90. Teorema triunghiului dreptunghi cu 90, 30, 60 de grade. Deci, latura aceasta este bate în unghiul de 30 de grade, deci înălțimea va fi 12 cm supra 2, adică 6 cm. Ați înțeles? Da. Da. Haideți atunci mergem la următorul exercițiu. Calculează area bazei și înălțimea conului a cărei secțiunea axială este un triunghi echilateral. A cărui? A cărei secțiunea axială este un triunghi echilateral. Având perimetrul 36 cm. Deci desenați un con. Deci înseamnă la conul acesta meu, secțiunea axială îmi este un triunghi echilateral. Ceea ce înseamnă că toate laturile sunt egale, nu? 2R, 2R. 2R.
Deci am perimetrul triunghiului, îmi este de 36 cm. Suntem suma 3, că avem 3 laturi. Bun, și cât este aia? 12. Atunci avem că e 12 și raza îi, al, baza este 6. Și atunci așa putem să aflăm aria. Raza este 6 cm. Aria bazei este cât? Cât este aria unui cerc? R la pătrat pi. R la pătrat pi este? 30, este 6 la pătrat pi și este egal cu 36. 36 pi centimetri pătrat. Deci ați înțeles asta? Da. Mergem la următorul exercițiu. Determină unghiul la vârf. A secțiunii axiale a conului. Dacă sub A raza bazei este egală cu înălțimea și B diametrul bazei este egal cu generatoarea. Deci la exercițiul meu sub A am că raza îmi este egală cu înălțimea. Deci dacă raza îmi este egală cu înălțimea, înseamnă că am R, am R, asta este generatoare. Aici am 90 de grade. Nu? Dacă aceste două laturi sunt egale, înseamnă că și unghiurile acestea o să fie egale. Nu? Da. Deci o să fie de 45 de grade și 45 de grade. Deci aveți două metode de a rezolva asta. Deci aici este un unghi de 45 de grade, înseamnă și aici este un unghi de 45 de grade. Ăsta dacă îl notăm cu alfa, alfa este egal cu 45 de grade plus 45 de grade este 90 de grade. Deci asta este prima metodă. A doua metodă, deci dacă ăsta este 45 de grade, înseamnă că și acestea de aici va fi 45 de grade. Deci aici alfa va fi 180 de grade, cât este totalul unghiurilor unui cerc, minus 90 de grade, minus de două ori 45 de grade. Este 180 de grade minus 90 de grade. Alfa este 90 de grade. Și la B spune
Diametrul bazei este egal cu generatoarea. Păi ce înseamnă atunci? Deci, ăsta este egal cu ăsta. Înseamnă că secțiunea axială a mea este un triunghi echilateral. Deci, dacă este un triunghi echilateral, înseamnă că toate laturile și toate... Dacă toate laturile sunt egale, cum sunt unghiurile? Egale. Înseamnă că toate unghiurile sunt egale. Cât o să fie alfa? Tot 80 împărțit la 3. Da? Și cât este aia? 60. 60 de grade. Deci unghiul acesta... Adică puteți scrie că 180 de grade este egal cu 3 alfa. Alfa este egal cu 180 de grade pe 3, este egal cu 60 de grade. O să li se încheie cu zoom-ul, dar am și terminat partea asta cu... conul, definiția conului. Ați înțeles? Da. Bun, o să vă trimit și pe Google, dar și în grupa noastră pe de WhatsApp, o să vă trimit tema de casă. Încă n-am timp, vă zic că aici o să se încheie. Dar haideți să parcurgem până nu ni se întrerupe și când ne întrerupe zoom-ul ne întrerupe. Deci înseamnă conul are o bază, generatoarea, care formează învărișul, înălțimea și raza la bază. După cum vedeți, deci înălțimea, raza și generatoarea formează un triunghi dreptunghic de unde putem să deducem mărimile. Aici am avut cazul când secțiunea axială este un triunghi dreptunghic, când înseamnă că toate laturile sunt egale, 2R, 2R, 2R. Aici am avut cazul când unghiul de aici este 30 de grade și atunci aveți teorema lui Pitagora din unghiul de 90 și 60 de grade, deci ăsta față de 30 de grade este jumate din ipotenuză. Dacă am avea aici 60 de grade, secțiunea noastră axială ar fi un triunghi echilateral. De ce? Fiindcă tot timpul este triunghi isoscel, înseamnă unghiul acesta de aici este egal cu unghiul acesta de aici. Înseamnă 60 cu 60 și mai mult. Dacă nu este un triunghi echilateral, este tot timpul triunghi isoscel. Ați înțeles? Da. Da. Mai departe, triunghiul echilateral ca în cele de sus. Și aici sunt două iarăși două cazuri posibile cu triunghi. Aici să spunem oricât ar fi unghiul din coacea va fi același unghi și unghiul la vârf o să fie diferența dintre 180 și aceste două unghiuri, oricare ar fi ele. De exemplu, gândiți-vă, și să fie 60. Și dacă am calculat, deci înseamnă că 60 cu 60 este 120, 180 minus 120 este 60. La același rezultat ajungeți. Ați înțeles? Da, da. Bine. Atunci ne vedem mâine la ce oră vreți să avem oră? La 10. La 10? Da, da. Bun. Mâine la 10, obligatoriu anunțați-l pe Adi și trimiteți-i și lui tema că o să avem probleme altfel. Bine. Bine. Bine, ne vedem mâine la 10 atunci. La revedere. La revedere. La revedere. La revedere.